Cea de-a doua ediție a evenimentului cultural Caravana Teatrului în județul Constanța este în plină desfășurare. Miercuri 11 octombrie, Caravana Teatrului poposește și la Megidia. Începând cu ora 19 în sala de spectacole a Casei de Cultură Ineroman, se va desfășura spectacolul de teatru online Shakespeare Online. Caravana Teatrului în județul Constanța ajunge din nou la Megidia și în acest an. De această dată, evenimentul constă în prezentarea spectacolului de teatru online, Shakespeare Online, de Daniel Chirilă, o transpunere modernă a poveștii celor patru îndrăgostiți din visul unei nopți de vară a lui William Shakespeare. Un eveniment inedit, spun eu, la Casa de din Român, pentru a doua oară, la Megidia, Caravana Teatrului în județul Constanța, așa cum se numește proiectul, poposește și la Megidia, repet, pentru o doua oară, la Casa de Cultură, la noi, la orele 19, miercuri 11 octombrie. Și cred eu că este un spectacol care merită văzut. El se numește Online Shakespeare Online. E ceva, cred eu, zic eu, inedit, repet, vorbind de o formă de teatru contemporan, cu siguranță acesta este conceptul regizoral. Și cred eu că publicul din Mejdia uh, are o ocazie, zic, unică de a vedea acest spectacol. Am spus și repet, ei sunt pentru a doua oară la Mejdia uh, și cred eu că publicul din Mejdia este însetată de spectacol, de teatru, deci încă un motiv în plus să ajungă în sala de spectacol și să, să vadă împreună cu, cu, cu noi uh, acest, zic eu, uh, moment plăcut desfășurat la Casa de din Român. Intrarea este, Intrarea este liberă, așa cum am spus și în anunț, și cred eu că merită văzut și că MGD are nevoie de spectacol. Un motiv în plus să venim la teatru miercuri 11 octombrie, începând cu orele 19. Spectacolul de teatru Online Shakespeare Online se bazează pe un scenariu și o abordare care au adresabilitate directă către generația tânără. Plecând de la povestea celor patru tineri din piesa lui William Shakespeare, Visul unei nopți de vară, textul vorbește despre evoluția tehnologiei și a informatizării în raport cu sentimentul iubirii la tinerii îndrăgostiți.